S-a dat trezire în case, atât în casa fetelor cât și în casa băieților. Fetele au început să-și aranjeze patul, Hatice cu Denisa încă erau în pat, s-au ridicat puțin mai greu, dar oricum erau treze. După ce și-a făcut Diana, Cătălina și alte fete patul, Denisa cu Hatice și aranjau și ele. Doamna Eleonora a fost surprinsă la bucătărie, o făcea de mâncare, foarte drăguț și harnică. Îi ținea companie doamna Loredana și au mai apărut la bucătărie și Sabrina cu Simona. Știți că sâmbăta au trezirea puțin mai târziu, probabil ca să reziste la petrecere până aproape de dimineață. Și, de asemenea, mâine vor avea trezirea și mai târziu, nu știu, cred că în jur de ora două. Și din casa băieților, unul dintre băieți era încă în pat, Vlad își făcea și el patul, iar Alex a fost mai matinal, s-a trezit și stătea pe un fotoliu și trăia parcă muzica pe care o auzea, muzica de trezire, pentru că părea foarte gânditor și dădea din cap ușor că în ritmul muzicii.